Ora de religie are un impact asupra elevilor mehedințeni. Numărul celor care participă la concursurile de profil a crescut de la an la an. S-a întâmplat la fel și la Olimpiada de religie și la concursul Cultură și Spiritualitate Românească. Ambele competiții s-au desfășurat simultan la școala Alice Voinescu. Sper ca subiectele să fi fost și accesibile și să fi reușit să facă teze care să arate cu adevărat că pentru ei ora de religie este o împlinire și această participare sper eu să o demonstreze din plin. Cei care vor lua cel mai mare punctaj, respectiv de la clasa 7 până la clasa 12, vor merge la faza națională. Aceasta va avea loc la începutul lunii aprilie la Cluj-Napoca. Tot astăzi are loc și faza județeană a concursului interdisciplinar Cultură și Spiritualitate Românească. Subiectele au fost concepute astfel încât să verifice cunoștințele religioase ale elevilor cu accent pe creativitate. Subiectele au fost foarte ușoare și religia este o materie care îmi place foarte mult. În ce au constat aceste subiecte? Ce ați avut de făcut? Să vorbim despre aproapele nostru, să spunem am avut un text din care să spunem din ce pildă este și am mai avut o compunere cu Sfintele Taine ale Spovedaniei. Cum îl iubesc creștinii pe Dumnezeu? Prin rugăciune, prin credință, prin faptul că se spovedesc, se împărtășesc. De ce religie și nu matematică sau română sau biologie sau orice altceva? Am fost și la matematică și la română, dar am mers și la religie. Ora de religie ne învață să facem diferența între bine și rău, ne ajută să ne găsim vocația în viață și cum să ne comportăm cu cei din jurul nostru. Subiectele cum au fost? Ușor, în general, trebuia mai multă inspirație. Tot în acest sfârșit de săptămână urmează să fie afișate și rezultatele la cele două concursuri.